din 14 februarie 2018, ședință ce a fost convocată prin dispoziția numărul 144 din 8 februarie 2018, emisă de primarul municipiului Focșani. Constat că în sală sunt prezenți 20 de consilieri locali, sunt în domnul consilier Răsan Costel. Apreciez că este îndeplinită condiția prevăzută de articolul 40 al alineatul 1 legii administrației publice locale. Și înainte de a da cuvântul domnului președinte de ședință pentru a intra în ordinea de zi, vă rog să vă pronunțați cu procesul verbal, în tocmai cu ocazia ședinței ordinare, de 23 ianuarie, ocazie cu care a reluat cuvântul doamnei consilier Drumea, cu advertența din procesul verbal al ședinței de 1 decembrie. Dacă sunt și alte observații cu marginea celor consemnate, înțeleg că nu sunt. Supun la vot acest proces verbal. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Înțeleg că 20 de voturi a fost numărul voturilor obținute. Vă mulțumesc și vă rog cu votul de ședință. Bună ziua, domnule deputat, domnule și domnule consilieri, reprezentanții ai mass media, stimați invitați, dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi, la dispoziția 144/2018, mai avem de adăugat o suplimentare cu ordinul de zi, încă 3 proiecte. Este vorba de primul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Municipale Nete Sapucan pe anul 2018 și estimat în următorii 2 ani. Următorul proiect de hotărâre privește aprobarea alocării sume de 5.000 de lei din bugetul localului din Focșani pe anul 2018 pentru cheltuieli aprinderii proiectului Erasmus House of Management Smart School, derulat de Colegiul Economic Mihai Pogălceanu Focșani în luna martie 2018. Al treilea proiect de hotărâre este privire la aprobarea alocării sume de 3.000 de lei din bugetul localului din Focșani pe anul 2018 pentru susținerea proiectelor Poștașul Ghinii și Chiar Canal, inițiate și organizate de Consiliul Local al Tinerilor Focșani. Vă mulțumesc! Domnul Văzut, până se. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vin și eu cu niște adăugări la ordinea de zi, așa cum a făcut domnul primar. Deci, vrem să adăugăm niște proiecte. Un proiect pentru reabilitarea străzii Frunze din municipiul Focșani, un proiect privind reabilitarea străzii Carpați din municipiul Focșani, un proiect privind reabilitarea străzii Cincinat Pavelescu din municipiul Focșani și un proiect privind reabilitarea străzii Timiș din municipiul Focșani. Deci toate cu semnături de la cetățeni n-au mai fost reabilitate de dinainte de Revoluție. Astea sunt proiectele și rămâneți domnule. Nu au nici avizul comisiei. De ce? De ce? Au trecut prin comisie. Păi le-am prezentat în comisie. Cum adică? Cum? Domnul, pare rău. Deci ieri am prezentat aceste proiecte în comisie și asta e. Avizul cine a dat avizul? Consilier, nu? Alea sunt niște proiecte, pot să le arăt la oricine, sunt înregistrate cu câteva zile în urmă și sunt în interesul cetățenilor noștri pe Focșani. Uitați-vă în spate, au semnăturile cetățenilor în spate, avem un buget, bugetul trebuie să fie prioritar pentru anumite lucrări care interesează locuitorii municipiului Focșani. Mulțumesc frumos! Da, domnul primar, vă rog. Pare rău că trebuie să începem cu asemenea moartă. Această reședință destul de importantă pentru municipiul Focșani. Dar, încă o dată, îmi demonstrați că nu citiți proiectele de hotărâre pe care le aveți la mapă, trimise conform legii cu cel puțin zile înainte. Și dați-mi voie să vă citesc din proiectul, este cu ordinea de zi 22, privind aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului bugetului local. Rezultat la încheierea bugetului, exercițiul bugetar anul 2017, că avem sume
alocate pentru aceste străzi prinse în buget. Deci proiectul dumneavoastră, în primul rând, nu respectă condițiile legale pentru că nu au fost discutate în comisie și, în al doilea rând, sunt deja sume prevăzute în buget pentru reabilitarea acestor străzi. Dar există o procedură care, încă o dată, dumneavoastră vă încăpățânați să nu o înțelegeți și doriți să faceți alte chestiuni. Sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt străzi foarte importante și nu sunt numai acestea, stimați cetățeni. În bugetul municipiului Focșani, pe lângă cele 52 de străzi pe care le avem deja pregătite într-o stare foarte avansată, cu documentația pentru a fi reabilitate, mai avem cuprinse încă 82 de străzi. Printre care și Furzei, printre care și Plepne, printre care și Carpați sau ce ați menționat. Nu le avem? Vreți să le citesc? Da, și spuneți și sumele. Vreți să vă le citesc? Da, spuneți și sumele, vă rog. Este vorba despre întocmirea documentației, în primul rând. Sunt niște etape, domnul. Ce cunoașteți după 2 ani de zile? După 2 ani de zile, dumneavoastră, cunoașteți cum, care sunt etapele? Care sunt etapele procedurale de a iniția un asemenea proiect? Și avem așa, dați-mi vreo puțin ca să... Strada Timp, și uitați. Deci avem Galerie, face infrastructură, străzi, suma care ați alocat. Deci și suma. Este vorba despre Daliu, domnul. Suma care s-a alocat este 70.000, pentru că 10.000. Ce pe cu Daliu? Da? Și pentru un grup de străzi care înseamnă Timp, și parcă am înțeles, nu? Este Timp. Dați-mi vă rog proiect. Da, este. Cincinapa Vrescu este în stare foarte avansat. Avem în curând, vă poate da informații domnul Bogdan Bratu, directorul Direcției de Investiții și Fonduri Europene, când mai durează până se predă documentația privind Daliu. Urmează apoi procedura de scoatere la licitație. Pentru Cincinapa Vrescu, nu numai Cincinapa Vrescu, este Cincinapa Vrescu, Nicolae Săleanu și strada Focșani. Este un lot de străzi. Pentru strada Timiș avem Daliu, refacere, infrastructură, străzi, sistematizare verticală, strada Timiș, strada Nicolae Bălcescu, fundătura predeal și reparații și așterea în coboarea asfaltice, carosabil, strada Magazia Gări. 70.000 de lei. Sunt etape. Până nu avem Daliu întocmit, nu putem aproba indicatorii tehnico-economici, nu putem trece la alocarea sumelor. Pentru că nu știm ce sumă să alocăm din buget până nu avem această documentație întocmită. În continuare, insistați cu niște chestiuni. Cincinnati Pavelescu, cum a spus că este Carpați. Este și această stradă inclusă într-un alt lot de străzi, tot pentru Dalin. Și nu numai Carpați. Uitați, avem supraveghere video. Deci avem nu numai infrastructură, străzi, parcări, alei, iluminat, irigații, supraveghere video, canalizații, rețele, curenți, la strada Carpați, strada Constituției, strada Plevne, strada Mitropolit Barba, transformă cuprins între Bolivar, Unii și strada Bucești. Da? Și strada Frunzei este și această stradă prinsă într-un alt calul de străzi. Strada, da. Dali reface infrastructură, străzi, sistematizare verticală, strada Viilor și reface recuperarea asfaltice, carosabil și amenajări, parcări, strada Frunzei, strada Nordului, strada Prosperității, reparații și așternere de cobor asfaltic, carosabil, strada Rovinii, pentru care s-au alocat 125.000 de lei. Vă mulțumesc. Dați înțeles, domnul consilier? Mulțumesc. Deci, mai întâi vreau să vă spun unul. Ceea ce face domnul primar, spunând că a alocat sume la aceste străzi. Mai întâi vreau început cu stângul. Deci, domnul primar, astăzi o să votăm bugetul municipiului Focșani. Pentru a vota bugetul municipiului Focșani, inițial trebuia să avem o dezbatere publică. Deci, conform legii 215 din 2001 și legii 217 din 2006, legea finanțelor publice, este obligatoriu să se facă dezbatere publică. Dezbatere publică ce înseamnă? Cetățenii pot să vină, domnul primar, vreau să vorbesc, cetățenii pot să vină cu idei despre anumite proiecte și noi să le asimilăm. Acest buget, este bugetul. O să n-ați lăsat pe domnul primar să vorbească. Lăsați-mă și mie să vorbesc. Am tot drept. Proiectul numărul 20. Deci, domnul nou. Deci, proiectul frumos. Deci, dumneavoastră trebuia să faci. Deci, bugetul este al consilierilor. Noi luăm consilierii PNL, luăm consilierii PNL, luăm consilierii PNL, luăm consilierii PNL,
uitat să poate. Da, hai de discuții. Deci degeaba. Păi, domnul, asta nu e corect. Domnul, așa nu e corect. Deci, în primul rând, ăsta este bugetul care îl elaborează Consiliul Local. Deci Consiliul Local nu a fost invitat la ceva. Eu nu spun că numai PNL-ul, nici măcar PSD-ul nu a fost. Eu vă spun că nimeni m-a spus colegi la PSD. Deci, trebuia să fie invitat. Domnul Părstea. Acum, dar nu rușine așa. Domnul Părstea, dar îi strig curisul, vă spun eu. Deci, aveați obligația să... Recunoașteți în fața cetățenilor și a camerelor de la PNL. Când m-am sunat să ne întâlnim și v-am spus în momentul în care am finalizat proiectul, vă chem înainte de a-l publica, v-am sunat și v-am rugat să ne întâlnim cu toți cetățenii. Cine am întâlnit? Păi eu am făcut dezbatere cu mine. Am făcut dezbatere înainte de a discuta. M-am rugat așa, domnul primar. Despre ce vorbim? Nu l-ați supărat. Recunoașteți sau nu? Deci nu mă impresionat. Dați voi să vorbesc. Eu v-am spus așa, domnul primar. Dați voi să faceți cir. Domnul primar, să nu cumva să începeți să faceți bugetul, cetățenii că mă ajutați și pe noi. Asta v-am spus. Asta am finalizat. Nu ne-ați consultat pe noi. L-ați consultat cetățenii. Vedeți ce e domnul primar? Deci, domnul primar, aveți obligația să faceți consultanța publică. Da. Deci cetățenii n-au venit. E un cetățean care a fost la primă ședință publică. Vă rog frumos, dați articolul din lege. Mă las să spună. Dom'le, noi am participat la dezbatere publică. E un cetățean. Aveați o obligație, domnul primar. Ați băgat bugetul ăsta pe ușa de spate. Deci să țineți minte. Trebuia să consultați cetățenii. Nu poftiți. Da, acum, proiectul de buget se publică în presa locală sau se afișează la sediul unității administrative. Locuitorii unității administrative teritoriale pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afișării acestuia. În maxim 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, proiectul bugetului local este supus aprobării autorităților deliberative de către ordonatorii principali de credit. Proiectul bugetului general pe anul 2018 a fost publicat pe site pe data de 25 ianuarie. Pe 8 februarie au expirat cele 15 zile, data la care s-a făcut convocarea Consiliului Local. Și proiectul a fost pe ordinea de zi. Domnul, citiți și articolul 8, litera A și B. Vreau eu frumos. B și C, pardon. B și C. Citiți articolul 8, litera B și C. Citiți-l, că acolo e foarte clar, e lege. Nu face-o pe coordineze, vă rog să mă dăm mai greu. Vă rog frumos, nu face-o pe dacă vă interesează. Și anume? Da.
primăriei, da, pentru a urca la sală, nu a putut urca. Iar cetățenii nu au acces în sala de ședințe, ceea ce este inadmisibil. Prin dispoziția privată. Deci nu se spune nicio ordine pentru care a fost inadmisibil. Este abuziv ce face. Domnule președinte de ședință, este abuziv ceea ce face. Ce anume este abuziv? Am dreptul să vorbesc. Ce anume să vorbesc? Este vorba de ordinea de zi. Este vorba de ordinea de zi. Vă rog, domnule președinte.
parte, doamnă, la străzicule, capule patrului? Domnule primar, dacă nu știți cum arată... Pe ce stradă? Pe ce parte? Dumneavoastră nu vă puteți da, nu știți sutele cardinale și atunci e un problem. Se vede că nu le știți. Sunt formulate în proiect. Al doilea proiect este vorba de dorințele cetățenilor și al avantului. Nu că mintea asta de puțin decența, facultate de dorințele cardinale. Am atacat persoana mea și nu pot să stau. Domnule, dumneavoastră, vă faceți atac la cetățenii municipiului Focșani. Da, al doilea. Nu, sunt proiecte ale oamenilor. Acum am și 10 minute. Mulțumesc. Al doilea proiect înregistrat tot anul trecut, noiembrie 2017, este vorba despre inventarierea unităților de învățământ preșcolar, școlar și liceal din municipiul Focșani, care nu dispun de apă caldă curentă și alocarea de sume de la bugetul local în vederea dotării punctelor sanitare din incinta acestor unități de învățământ cu instalații termice, electrice, infant pentru producerea și furnizarea apei calde curente. Asemenea, la fel ține domnul primar la siguranța și la sănătatea copiilor, cadrelor didactice, care își manifestă acolo activitățile zilnice. Alte două proiecte de hotărâre, domnule președinte de ședință. Poftim? Este vorba despre, și revin la cel de dinainte cu inventarierea unităților de învățământ, chiar în ședința ordinară din ianuarie, domnul primar în Bad Jocură a ținut să preciseze că 80% din instituțiile de învățământ au apă caldă curentă. Pot să vă spun, domnule primar, că jumătate din ele nu au, deci nu 80%, cum a precizat dumneavoastră, ne dădând... Imediat vă dau și exemple, domnule viceprimar, dacă sunteți așa... În condițiile în care 30 de zile, măcar trebuia să fie un răspuns la această inițiativă de proiect, lucru pe care administrația locală nu l-a făcut. Un alt proiect este montarea unui hidrant exterior, la fel ținem la siguranța copiilor și a cadrelor didactice care își exercită activitatea zi de zi, în școala gimnazială numărul 3, în condiții în care aceștia nu au un hidrant exterior pentru a obține autorizația ei. Da? Și un al patrulea proiect este reabilitarea și asfaltarea străzii Rarău din municipiul Focșani. Mulțumesc, aș vrea să fie pe ordinea de zi. Și mulțumesc. Mai aveți? Da. Stimați colegi. Stați așa, lasă-o terminați. Nu puteți să terminați, domnule. Nu aveți cum să terminați. Da. Stimați colegi. Am cea mai mare vechime în Consiliul Local aici și cred că am văzut toate sălile astea și înainte de 89. Vreau să spun ce se întâmplă în Consiliul Local la toată lumea cât este aici. Nu s-a întâmplat de foarte mulți ani. Domnul Șoara Consiliul. Sunt președinte comisie la buget. Nu mi-aduc aminte că e dumneavoastră să veniți să... Stați așa, mă lăsați că... Să veniți să spuneți, uitați, astea sunt proiectul nostru. Vreau să vă spun și vreau să vă ajut. Și eu am inițiat proiect de unul singur sau în colaborare cu alți colegii ai noștri. Am să vă ajut. Nu așa să faci un proiect, cu o hârtie în față aici, ați luat modelul barilor lui domnul Sar, aici citesc numele. Asta e proiectul. Să urmărești, trebuie să aibă raportul de activitate al specialități din modul de fundamentare. Așa, trebuie văzut dacă sunt fonduri, sunt niște lucruri. Eu zic, domnul președinte, haideți să ne oprim, să parcurgem aceste proiecte care le avem în această după-amiază de rezolvat, de votat, și dumneavoastră, luna viitoare sau altă ședință, că am văzut că știți să convocați ședință de împărțit, venim cu mare plăcere și votăm cu cea mare plăcere proiectele dumneavoastră. Să știți că toți de aici, și dumneavoastră, și noi, dorim să rezolvăm problemele cetățenilor din municipiul Focșani. Dar aceste probleme se rezolvă în baza unui buget, nu știu cum că vreau eu sau vreau nu știu ce. Dar haideți, domnul președinte, să vorbim, să trecem peste această fază și să ajungem la ordinea de zi. Vă mulțumesc. Afirmația domnului Nicu, afirmația domnului respect, eu respect. Dar nu spui un adevăr. Ieri am cerut eu o comisie, dânsul i-am cerut, domnule, avem niște proiecte. Și asta lasă-mi vorbim la urmă. De ce nu sunteți corect? De ce nu sunteți corect? Deci nu e greu noastră, au și finanțare, au indicații de unde se ia finanțarea, tot. De ce vreți să ne îmbălmașiți așa? Deci nu este corect. Dar vă mulțumim, 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 hai să începem să intrăm în ședință cum trebuie, nu așa.
În primul rând, în afară de asta, aș vrea să vă atrag atenția, domnule consilier, că v-am rugat personal, după ce s-au terminat proiectul cu ordinea de zi. Da? Și pe frază cu domnișoara Dimitriu, v-am rugat personal să rămâneți și să discutăm și proiectele dumneavoastră pentru a le aproba. Nu ați vrut, v-ați uitat cu așa, că nu, acum e prea târziu. În condițiile în care domnul Abinițu l-a spus, terminăm proiectele care sunt, și după care vine spune și noastră care dumneavoastră. Vine puteți și timpul și domnul primar a citit atunci proiectul cu spitalul de la cap la coadă și dumneavoastră până la urmă l-ați votat, mă rog, au fost alte interese. Dar eu personal v-am rugat, da? V-am rugat de vreo 7-8 ori să rămâneți și să citim proiectele dumneavoastră, să le discutăm, să avem o dezbatere pe ei. Nu, v-ați îmbrăcat, v-ați schimbat, nu-i trebuie să vă ce să semnați și să plecați. Ăsta este adevărul. Da? Ați voie să vă răspund? Vă pot să te deci, am rugat ca să acceptați proiectele noastre. După ce au plecat jumătate din consilier, urmează, adică, tot ce aș spune cu noi, deja am venit cu niște proiecte care sunt administrate acum câteva zile de mare importanță pentru cetățeni. Nu ați credeți că numai cetățenii au încercat este încălțat? Păi iar dacă făceam dezbatere publică, deci dezbaterea publică, conform legii 215, este obligatorie. Nu s-a făcut. Deci recunoașteți chestia asta, asta e. Ați încălțat legea. Pare rău. Da, domnul consilier. Domnul consilier. Supun la vot ordinea de zi împreună cu cele trei proiecte care domnul primar. Ce este pentru? Proiectul suplimentarea ordinei de zi, domnule președinte de ședință. Așteptați să-și exprime tot consilierii proiectele pentru suplimentarea ordinei de zi. Ne-a vrut ceea ce poate. Da. Nu mi-ați spus de proiecte, doamnă. Vă dat că trei proiecte la fiecare.
să reiau articolul 44 care ne obligă sau vă obligă ca și aleși local să nu introduceți pe ordine de zi proiecte care nu sunt însoțite de raportul compartimentului specialitate și al comisiei de specialitate. Așa că eu tocmai răspunsul mai devreme. E adevărat că sunt și nu au rapoarte, dar insistăm. Trebuie spus că toate solicitările noastre au fost depuse pe 12 februarie în registratura instituției și sunt în lucru la colegii mei, atât la Direcția de Dezvoltare, cât și la compartimentul investiții, cât și la buget și la celelalte servicii care vizează. În termen de 30 zile se vor prezenta rapoarte și acum, în este caz, se vor face proiect de hotărâre. Ca să clarificăm aceste solicitări ale dumneavoastră, care sunt în număr 23. Eu zic că-s mulțumit. Depuse pe 23, știm despre ce este vorba, unele comportă discuții, altele sunt hilare, dar rămâne ca dumneavoastră în plec să hotărâți dacă fac obiectul unor viitoare proiecte de hotărâți sau nu. Vreau să spun și o întrebare, domnului secretar. Apăsați pe butonul. Da, asta a spus că trebuie mers la aparatul tehnic. Nu? Așa a spus mai înainte și făcut de la parte. Dar nu, n-am înțeles. Spuneți. Faceți confuzie, domnule. Dar explicați, domnule. Asta vă întreb. Aparatul tehnic. Aparatul tehnic nu este cel care suplinește obligativitatea de a dormi un raport al compartimentului de specialitate. Bun, la compartimentul de specialitate. Poftim. Trebuia să mergem la compartimentul de specialitate, nu? Legiuitorul lasă 30 de zile ca solicitarea să fie analizată și supusă plenului Consiliului. Nu trebuia să mergem la compartimentul de specialitate. Domnul Consiliu, dacă ați depus pe 12, cu ce noi cum am convocat ședința de Consiliu la data de 8, credeți cumva că de acum două zile până astăzi se puteau face proiectele în condițiile în care trebuie să treacă musai prin rapoarte. Vă zis, dar proiectele domnului primar, cum le-ați făcut? Cum le-ați făcut? Deci tot cu dublu standard, nu? Nu, haideți să vă spun ceva. Domnul secretar, ascultați-mă un pic. Deci noi mergem și la domnul primar, și la aparatul tehnic, și la oricine. Dacă putem să intrăm în primărie. Nu știu dacă știți că domnul primar nu ne mai dă voie, noi ca și consilier, să intrăm în primărie. Avem cartelele de marte. Dar dacă e zilea asta, că asta nu e pe ordine, deci domnul primar s-a valicat în primărie, nu vrea să facă ședință publică, să nu-l vadă... Dar la piață, dar la piață. Nu ne lasă nici măcar la noi consilierii, ca să intrăm în primărie. Asta este realitatea. Deci asta este realitatea. Cum să fii în primărie dacă nu poți? Haide, dați-i cartelul dumneavoastră, cea mea, și vedem care merge. Mai zic pasul, mai zic pasul, mai zic pasul. Dar nu poți, e viceprimar și consilierul are nevoie, de asta e așa opriu. Domnul primar, consilierul are nevoie să intre în primărie? Aveți birou. Așa a spus, că nu mai e viceprimar. Aveți birou, poate de-a mai primar. Deci, reprimarul ți-a dat al publicului că ați recurs la niște chestiuni de autoritare. Deci noi, ca și aleși din partea cetățenilor, nu avem voie să facem proiecte, să venim în primărie. Vi se pare normal, domnul președinte și domnul secretar? Dumneavoastră respectați legalitatea, în principiu. Domnul consilier, faptul că au fost înregistrate cele 23 de solicitări, înseamnă că funcționă. Păi cum, atunci ce să spunem, nu? Au fost depuse în primărie. Păi am înțeles, dar uite. Deci cum l-ați lăsat pe domnul primar să spună trei proiecte? Avem și trei proiecte. Domnul consilier, ultima solicitare care face obiectul completării ordinii de zi, vine de la CNT, înregistrată astăzi, și justifică necesitatea de spune acestui proiect. Nu mă înțelegeți ce vreau să spun. Probabil că nu mă răzumești. Dumneavoastră, urgența acestor proiecte, din care trei astăzi în completare, două au trecut la seară prin comisie. Numai proiectele primarului sunt urgente și ale noastre nu sunt urgente. CNT-ul nu mă spus, domnule, nu mai vreau spusul cu standard. Deci cetățeanul nu ține cont de unde trebuie proiecte. Pe ne interesează. Strada. S-au trecut. În primul rând, domnul consilier județean nu este acreditat ca jurnalist pentru primăria municipiului Focșani. Da? Cetățean? Este cetățean, ca orice alt cetățean. În ceea ce privește accesul în primărie, aveți accesul foarte bine permis. Le-ați demagnetizat cartele, domnul Șupan. Le-ați demagnetizat cartele. Le-ați ținut lângă telefon, s-a demagnetizat, nu știu. Urmiți? Dar unde toată lumea că urmiți? Nu trebuie să urmiți în fața oamenilor. Dar ne vorbim de trebuie să urmiți. Un ales local trebuie să vină în primărie, să discute cu primarul, cu aparatul tehnic.
Deci credeți că plumele astea se salvează de undeva? Dați-mi vreau să vă voi să vorbesc. Dar vreau că vorbesc. Domnul primar este invitat aici. Deci prioritatea primariei. Eu nu zic să nu vorbească domnul primar, să vorbească. Dar domnul primar este invitat. Mă scuipați. Domnul primar, vă rog frumos. Domnul primar, ați auzit un om sens în sală? Îmi spun? Îl auziți? S-a ocupat de bani în fundatul ei, că domnul primar. Stimați colegi, doamnelor și domnilor consilieri, asistăm la un chestie prin marca PNL Focșani, care nu face altceva decât să arate incapabilitatea dumneavoastră după 2 ani de zile de a înțelege un proces legal cu privire la întocmirea și elaborarea unor proiecte de hotărâre a Consiliului Local. Nici măcar nu au capacitatea să citească și să înțeleagă proiectele pe care le-am transmis, așa cum a spus și domnul secretar, prin convocarea ordinii de zi de astăzi, din data de 8 februarie. Am transmis proiecte în care avem cuprinse inclusiv aceste mici proiecțiile pe care dumneavoastră vor să le scuture, să arate că reprezintă interesul cetățenilor. Nu reprezintă interesul cetățenilor. Reprezintă interesele personale pentru a face imagini. Eu am fost personal, împreună cu o echipă de specialiști în cadrul primăriei, de la începutul anului până în prezent, am bătut orașul în toate cartierele și am inventariat toate străzile și toate locurile care necesită intervenții de maximă urgență. S-au prins toate în buget, s-au alocat sume conform prevederilor legale. Strada era rău. A fost propusă. A citit, sunt alocate sume pentru reabilitare termică. Nu putem face asfalt până când nu realizăm conductele din subteran. Până nu locuim. În ceea ce privește avantajul, domnișoară, am făcut un inventar, dar nu a durat, pentru că nu răspund atât de prompt unele unități școlare. Știți câte unități școlare? Dați voi să vorbesc, că vă da, doamnă. Bine, așa este. Dacă dumneavoastră băteați 17 unități de învățământ sau câte sunt 30 de unități de învățământ, nu, că am două situații, domnișoară. Sunteți primar de 2 ani, domnule primar. Eu nu v-am întrebat, domnișoară. Din 30 de unități de învățământ, pentru că aveți bun simț. Din 30 de unități de învățământ, sunt doar 1, 2, 3, 4, 5 unități care nu au deloc alimentare cu apă caldă la grupurile sanitare, și încă 3 sunt alimentate parțial cu apă caldă. Pentru aceste unități au fost prevăzute sume în buget pentru a se dota, că nu este o investiție extraordinar de mare, 2-3 milioane de lei pentru a se cumpăra 5 milioane de lei vechi pentru a se cumpăra niște boilere sau instanturi pentru a fi montate. Sunt bani prevăzuți în buget alocate pentru unitățile de învățământ. Locul de joacă din investiția Constituției. Da? Iarăși mi-aș citit proiectul de buget. Am inventariat toate locurile de joacă din municipiul Focșani și am propus sume pentru proiectarea tuturor locurilor de joacă din municipiul Focșani care sunt în afara unităților de învățământ, în special grădinițe, și avem sume alocate pentru reabilitarea tuturor locurilor de joacă din grădinițe. Deci noi nu mergem pe un loc, două. Noi când facem proiecte de anvergură, domnilor consilieri prefect. Nu venim cu bucățele. Vreți să vă reabilitez, să vă spun un proiect cu titlu de proiect? Dacă eu nu înțeleg românești, instalarea, e unul din cele 23 de proiecte venite acum 2 zile. Instalarea unui lift pe stradă. Cu zahodă. Pe strada cu zahodă, domnule, limba română vorbește românești, da? Să vorbească corect. Instalarea unui lift într-un bloc situat la adresa din Cuzavodă.
Introducerea unui servitoric în vederea furnizării traficului rutier. Nu este nevoie de proiect de hotărâre de Consiliul Local. Există o comisie privind siguranța traficului care funcționează foarte bine și în această perioadă inventariază toate străzile unde trebuie introduse noi reguli de circulație și noi semne de circulație în tot orașul. Urmând ca după aprobarea bugetului să se poată trece la adiționarea indicatorului rutiere și instalarea acolo unde este necesar. Mai mult decât atât, trebuie avizul poliției rutiere. La fel ca și pentru sensul giratoriu care l-a propus în, la intrare în municipiul Focșani dinspre Golești, unde și acest proiect este deja în elaborare. Este un proiect foarte amplu pe care l-am prezentat de foarte multe ori ca consilierii local liberal, nu limbi. Nu, deci, pot să spun că acest proiect este bun. De,
creșterea eficienței energetice, însă eu aș vrea să fac un amendament în sensul că cetățenii, focșenenii, care beneficiază de aceste lucrări, trebuie să plătească în jur de 20%, dacă nu greșesc, din investiții. Ați aprobat, domnul, cât trebuie să plătească? Dar nu asta vreau să vă spun. Eu, la altceva, domnul primar, dacă nu aveți răbdare, dar țineți-vă, dar nu trebuie să comentați neapărat. Eu am întrebat și așa. Deci eu vreau să propun un amendament ca cetățenii să înceapă să facă plata acestor prestări, care se, acestor reabilitări tehnice, să fie o perioadă de 5 ani de grație, pentru că, vedem, suntem într-o perioadă de criză, salariile au scăzut și eu zic că oamenii că să acumuleze niște bani. 5 ani de zile, dacă e foarte bine. După 5 ani de zile, normal, se pot lua acești bani. Da. Eu supun la vot acest amendament. Eu v-am spus că vreau să fac acest amendament. Deci, pe ce de ședința? Îmi pot urmi să-mi dezvolți, să-mi dezvolți. Îmi sunteți foarte bese. Domnul Vina, nu vreau. Dragul Vini, vă zic, ce te-ai făcut? Secundă, nu mai știu. E o viteză fantastică ceea ce se întâmplă în logica consilierilor pe ele. Bine a venit la urmă, cetățean. Am înțeles. S-a aprobat de către dumneavoastră, stimați consilieri, regula cu privire la modul în care se decontează aceste cheltuieli de către beneficiari. Da? Regula este următoare. Pentru cei care înregistrează un venit pe membru de familie de 2349 de lei, mai mare deci decât acest venit, plătesc doar 25% din valoarea investiției care revine calculată pe fiecare apartament, în rate egale timp de 10 ani. Dacă venitul pe membru de familie este mai mic de 2349 de lei, suportă doar 3,5% în rate egale timp de 10 ani. Costul estimat, eu pot spune cu aproximație, e undeva la maxim, pentru cei care suportă 25%, este maxim 150, maxim 200 de lei pe an, timp de 10 ani. Este așa, domnul Emiliano? Da? Mai puțin decât impozitul la apartament. El e șalonat pe 10 ani. Dacă mai dăm și o grație de 5 ani, nu mai intrăm și nu mai respectăm condițiile impuse de Uniunea Europeană. Aceste reabilitări se fac prin atragere de fonduri de la Uniunea Europeană. Iar în ceea ce privește, dacă tot am reamintit acel bloc, fac un apel de această dată proprietarilor din blocul situat în Cuza Vodă, care nu are lift și știm noi motivele din care, eu cel puțin nu le știu foarte bine, dar le-am aflat între timp. Fac un apel la asociația de proprietari care are acel bloc fără lift, să se înscrie în acest program. Pentru că numai așa putem rezolva această situație. Noi, Consiliul Local, nu putem finanța lucrările într-o proprietate privată. Vă mulțumesc. Da, eu, ceea ce a spus domnul primar este absolut corect și eu știam foarte bine acest lucru. Deci, cred că dumneavoastră nu m-ați înțeles. Eu am studiat foarte bine problema asta. Deci, eu am spus așa, ca timp de 5 ani, cetățeanul să fie grațiat cu plata, să fie o perioadă de grație. Ascultați-mă, domnule, o poliție. Domnule, de ce nu vreau să vorbesc? Deci, primăria poate să suporte 5 ani. Suntem într-o perioadă grea și de asta. După 5 ani, cetățeanul... Stați, domnule, dar nu are nicio legătură dacă primăria plătește. Plătește primăria. Deci, dumneavoastră, când alocați bani pentru Panagherie, de exemplu, în Piața Aurie, atunci nu mai gândiți. Acum nu mai bine să dea. Nu, dar dacă eu v-am dat și soluția. Banii de pe Panagherie, pune la vot, dar aici, pune la vot, dar nu. Pune la vot, dar. Dar nu sunteți de acord, dar nu sunteți de acord. E simplu. Punem la vot amendamentul domnului consilier Nedelcu Mihai. Cine este drept? Nu vreți.
cine este pentru tratamentul domnului consilier? Toți. Două de vot. Am înțeles. Cine este pentru? Pun la vot amendamentul domnului consilier Tănase. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Abțineri? Vezi pe ce abțineri? Amendamentul nu a fost aprobat. Supun la vot proiectul îndemnul cu amendamentul domnului Dragu Mihai. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Cu 20 de voturi proiectul a fost aprobat. Trecem la proiectul numărul 2. Și ce? Spune
Nu este insectul, nu, președinte. Stați mă să vorbesc, că tu ai vorbit și dumneavoastră, dacă vreți. Vă spuneți, poate nu știați. Am văzut că și-au diversificat serviciile. Da, noi, grupul PNR, o să votăm acest buget de venituri și cheltuieli. Domnul primar, vă rog frumos. Trebuie să răspund, pentru că sunt proiecte care le-ați votat. Dar pe care nu le-ați votat. Nu știți ce votați. Anul trecut au fost achiziționate 4 autobuze noi. Cu alocări de la bugetul local. S-a aprobat strategia de dezvoltare integrată a municipalității. S-a aprobat planul de mobilitate urbană. Sunt documente strategice care stau la baza atragerii de fonduri europene a numai puțin de 22 de milioane de euro în infrastructură privind transportul public. În care, în acești 22 de milioane, avem un proiect să achiziționăm 20 de autobuze nepoluante, vom reface infrastructura cu bandă dedicată pentru transportul în comun sau suplimenta traseile mijloacelor de transport în comun. Deci, practic, susținem din toate puterile, pe toate căile. Nu această societate susținem ca să avem un mediu mai puțin poluat și să îndemnăm pe toți cetățenii să încerce să utilizeze aceste mijloace de transport în comun pentru a fluidiza cât mai mult circulația în municipiul Foșa. Sunt impresionat că susțineți activitatea acestei instituții. Ar fi trebuit să știți mai multe despre ea, mai mult decât atât lucrați în domeniu. Asta este. Dar, în continuare, noi vom da curs tuturor solicitărilor din partea cetățenilor și a tuturor societăților comerciale care nu sunt în subordinea Consiliului Local. Consiliul Local este acționar majoritar la aceste societăți comerciale, dar până la lor au un for de conducere independent de Consiliul Local, doar ați desemnat un agamat care să vă reprezinte interesele în Consiliul de Administrație. Vă mulțumesc!